Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, am zis să vă arăt ce fac astăzi, fiindcă ieri a fost o zi mai călduroasă și am avut două colonii unde știam că nu prea este hrană, le-am dat hrana. Și la o singură colonie am găsit și un șoarece. Și până anul ăsta n-am avut probleme de când sunt eu cu albinuțele, n-am avut probleme cu șoareci. Și am zis, hai mă, că acum au nevoie și de aer, de acum încolo o să apară condens în lăzi, tot mai mult, fiindcă crește temperatura odată cu creșterea puietului, au și puiet, am reușit să arunc o privire. Și nu, acum să cumpăr gratii pentru șoareci costă, e 3 lei cea mai ieftină, cea de plastic, cea mai scumpă 8 lei, dar eu sunt într-o situație acum în care nu-mi permit să cheltui bani pe care nu-i am. Așa că am câteva gratii Hahnemann din astea, mai groase. Și am zis că o să fie foarte bune dacă le decupez și le pun așa la urdiniș. Singurul lucru care o să-l văd e dacă o să treacă albina prin ele, da? Eu cred că o să treacă fără nicio problemă. Așa stă el foarte, foarte bine. E, zic că o să fie bine, nu cred că va fi problema. Am deschis ambele urdinișe. Acum și circulația aerului va fi destul de bună. Și n-am avut zbor de curățire de prin 17 noiembrie. Ieri n-au zburat, doar a fost un pic mai soare și am aruncat o privire la fiecare să văd care e situația lui. Iată, așa țineam eu până acum urdinișele, cu tăblițe și cu asta basta, dar acum dacă tot mi-a venit în minte să fac chestia asta cu acest Hahnemann de plastic, cred că o să fie bine. Cam atât am eu de prezentat, nu sper să fie destul de util pentru cei care au astfel de probleme. Eu am rezolvat astfel. Bine, până data viitoare, numai bine.